alte întrebări aveți? Am fost parte din organizarea evenimentului. Primul eveniment care organizez de genul ăsta. La anul sper să fiu un pic mai pregătit. Am avut noroc cu vremea, pronosticul arăta un pic mai rău, dar se pare că a ținut cu noi. Având în vedere că a plouat până ieri inclusiv, au fost decente. A fost 150 de înscriși și 135 de participanți. Păi evenimentul a apărut prin inițiativa colegilor de la Bike Attack. Ca orice chestie care o faci prima dată, tu ai impresia că ești pregătit, dar pe ultima săptămână tragi ca un câine. Destul de provocatoare. Mai ales prin prisma noroiului. Uaaa! Mult noroi pe final, bicicletele nu mai pot sărace. Cât am măcinat zilele astea, totul depinde de vați. Cum pedalez, skill-ul mai puțin. Vații sunt chiar cei mai importanți aici. Păi pentru cine stătea bine cu fitness-ul, au fost multe urcări. Pe 1 și pe 3 s-au urcat destul de mult. Frumos, greu, noroi, fizic și bere bună. CNE e despre oameni care fac lucruri din pasiune și tocmai de asta avem o bere artizanală alături de noi în toate etapele și anume Three Happy Brewers. Împreună cu ei croim o bere dedicată riderilor. Unii mergeau tare pe zonele drepte, alții luau foarte bine virajele, erau multe secțiuni cu foarte multe viraje foarte strânse. Pe linia dreaptă, trebuia să tragi tare. Fain, mi-a plăcut. A fost puțin noroi. Am scăpat. Lasă frâna!